Festivalul I.D. Chirescu este fără doar și poate unul dintre cele mai de tradiție în ceea ce privește corurile, muzica corală, cât de mult contează pentru dumneavoastră faptul că chiar și în aceste condiții de pandemie, iată, duceți acest festival și ediția din acest an va avea loc. Este un festival foarte important pentru piața culturală cernavodăană și nu numai, pentru muzica corală din România, pentru toți iubitorii acestui gen de cultură. Este o tradiție veche de, iată, aproape 4 decenii. Este un festival de longeviv, este un festival cu tradiție destul de veche, unul dintre cele mai vechi festivaluri de muzică corală din România, pentru că orașul Cernavodă a fost binecuvântat să aibă parte de nume importante ale muzicii corale românești. A fost părintele Dimitrie Chirescu care a pus bazele corului I.D. Chirescu acum 125 de ani, poate chiar și mai bine de acum 225 de ani. Iată, fiul dumnealui Ioan D. Chirescu, marele compozitor de muzică corală din România, a dus mai departe această tradiție și iată că noi am dedicat acest festival memoriei marelui compozitor. Anul acesta este o ediție specială și nu spun neapărat că va fi acest festival organizat mai frumos sau mai bine decât altă dată și mă refer strict la împrejurările restrictive care s-au impus în acest an, nefericit pentru cultura românească. Dar noi am reușit totuși să găsim soluții, să marcăm acest eveniment important pentru orașul Cernavodă și pentru partenerii noștri. Sunt zeci de coruri din țară și din străinătate care sunt alături de noi și le mulțumim și vor participa de la distanță pentru a organiza acest eveniment. Vor putea cei care doresc să vadă performanța acestor coruri. Ne-am propus să adunăm toate contribuțiile lor culturale, fiecare părticică de interpretare de la distanță, să le adunăm, să formăm un material cultural, poate chiar un mini-documentar, pe care să îl difuzăm pe toate căile posibile și la care să aibă acces toți cei care iubesc acest festival și care sunt alături de noi în fiecare an, inclusiv participanții, inclusiv cetățenii orașului Cernavodă, cetățenii județului care participă an de an, vin și urmăresc corurile și iubesc armonia pe care ne oferă acest gen de muzică în fiecare an. Ne pregătim, iată, pentru o nouă ediție acestui festival de tradiție pentru muzica corală în România și chiar pe plan internațional. Spuneți-ne cât de important este să ținem acest festival și în acest an. Acest festival închinat marelui compozitor Ioan D. Chirescu, care a fost și un slujitor al bisericii, iată, a adunat în fiecare an coruri valoroase. Când am venit în 2001, bucuria cea mare pentru muzică, pentru coruri, a fost acest festival care, atunci când s-a desfășurat în fiecare an, a fost capitala muzicii românești. Am participat în fiecare an și dintr-o singură seară de festival, pentru că am venit cu formații corale ale Arhiepiscopiei, s-au făcut 2 seri de festival distincte, o seară religioasă și o seară laică. Au participat coruri de prestigiu și din țară și din afară și întotdeauna bucuria acestui festival s-a propagat peste tot și a adus raze de bucurie și de lumină. Întotdeauna festivalul s-a ținut în perioada aceasta a postului Crăciunului, de aceea, pe lângă piesele obișnuite religioase, întotdeauna au existat și colinde care nu vor lipsi nici anul acesta. Spuneți-ne, la ediția din acest an, o ediție cu totul specială, care ar fi noutățile, cu ce vine această ediție nouă? Păi, în primul rând, o noutate de netăgăduit ar fi aceea că este un regim special al acestui festival și anume desfășurarea, organizarea și desfășurarea acestuia în niște condiții ceva mai speciale de pandemie de coronavirus, dar și așa, chiar și în aceste condiții, acest lucru nu i-a oprit pe organizatorii festivalului de a pregăti și desfășurarea celei de-a 39-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică Corală Ioan D. Chirescu. Și nu puteam să trecem cu vederea în acest an, acest festival, pentru că în acest an am sărbătorit și sărbătorim în continuare 125 de ani de existență a corului nostru. Sigur că acum 125 de ani, la 14 septembrie 1895, în cadrul inaugurării podurilor cernavodene de peste Dunăre, corul nostru a cântat pentru Alteța sa regele Carol I și suita regală și pentru ceilalți participanți la această activitate. Doresc corurilor participante, invitate, chiar și în online, multă sănătate, putere de muncă, să depășim, așa cum a spus și preanaltul arhiepiscop Teodosie, să depășim acest moment greu pentru țară și pentru întreg globul, pandemia de coronavirus, să ne adunăm, să facem cultură, cultura sufletului și le dorim în prag de sărbători de iarnă multă sănătate, putere de muncă dumnealor și familiilor acestora și să ne vedem în anii care vin cu sănătate și putere de muncă. Cât de important este pentru viața culturală a orașului ca acest festival să continue chiar și în aceste condiții? Acest festival, de când a luat ființă, nu s-a întrerupt decât o singură dată, în 1989, din motive pe care sunt lesne de înțeles. Este foarte important ca acest festival să continue și să nu se mai întrerupă niciodată pentru viața culturală cernavoddeană. Ce ne puteți spune despre participarea anunțată pentru această ediție? Anul acesta avem un număr de coruri un pic mai mic decât în anii precedenți, dar totuși este un număr acceptabil. Avem coruri invitate din Italia, două coruri, și anume corul Sfântul Roman Melodul din Roma, corul feminin Arpeggio. Din Istanbul avem corul Universității Marmara, al Facultății de Muzică. Din România avem corul Voces din Oradea, un cor foarte bun. De asemenea, avem în premieră anul acesta un quintet vocal, Quintetul Anatolii, care este un quintet celebru în țara noastră. Corul Preludiu, care ne va încânta cu un mini-recital. De asemenea, avem un cor din Bulgaria, corul Mistica, cor feminin. Avem corul de față aici, Armonia, care vine în fiecare an și ne bucură sufletele atât de mult. Și corul nostru, I. D. Chirescu. Să zorim, de când se revarsă zorii.